bun găsit la o nouă emisiune. Sunt Mihaela Horvat, alături de mine este astăzi domnul Andrei Udreștoiu. Ia uite. Cred că ne auzim acum. Reiau ce am spus mai devreme. Andrei Udreștoiu, invitatul meu de astăzi, dumnealui este consilier municipal, dar candidează pentru un alt mandat la Primăria Târgu Jiu din partea Partidului Mișcarea Populară. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație! Domnul Udreștoiu, chiar vorbeam un pic mai devreme despre faptul că în această campanie electorală am văzut destui de mulți tineri. Se deosebește această campanie față de anii trecuți. Spuneați dumneavoastră că, la un moment dat, că PSD-ul n-a renunțat la vechii oameni, de aceiași dinozauri, să le spunem, să nu se supere lumea pe mine, dar așa sunt ei denumiți. Am văzut la partide această tendință de a-și aduce oameni noi și tineri. Iar noi la Târgu Jiu TV asta încercăm să facem, să vi prezentăm pe cei care ar putea deveni la un moment dat consilieri sau primari în județ. Deci, mă bucur acest fapt, însă, așa cum v-a spus-o și înainte de începerea emisiunii, cred că tinerețea nu este de ajuns. Bineînțeles că ne dorim să vină cât mai mulți tineri alături de noi, fie în Partidul Mișcarea Populară, fie în alte partide. Ei trebuie promovați, trebuie susținuți, trebuie învățați. Pentru că n-ai cum să vii la 26-27 de ani, așa cum am fost eu în urmă cu 4 ani de zile, la 26 de ani, să fii pe o listă de consiliu local, să spui că tu știi administrație publică. În niciun caz. Însă poți compensa cu multă dorință de muncă, cu sinceritate, onestitate. Credeți că tinerii, iertați-mă, tinerii mai au răbdare să învețe? Tinerii, hai să spunem, de până în 26 de ani acum. Din punctul meu de vedere, vârsta asta e după 25-26 de ani, te poate ajuta să intri în politică și să faci pasul așa cum trebuie, să ajungi într-un consiliu local, fie la municipiul Târgu Jiu, fie în fiecare în localitatea lui, în fiecare comună. N-ați fost tentat să săriți peste niște etape? Nu, niciun caz, nu cred că poți în politică să sari așa, dintr-o dată să ajungi, nu știu, consilier local sau se visează unii pe liste parlamentare să ajungă deputați la 30 de ani. Păi stai puțin, ai o experiență de administrație, ai făcut ceva, ai demonstrat, ai realizat? Nu. Mă întreabă mulți și dintre colegii mei, de ce nu mi-am dorit niciodată o candidatură la Primăria Târgu Jiu. Păi la 30 de ani cu 5 luni de 6 luni de mandat de consilier local, nu cred că e momentul. Spuneți că nu sunteți pregătit încă. Nu pentru funcția de primar, în niciun caz. Peste 4 ani? Orice e posibil, vedem. Important e să acumulezi experiență, să înveți, să-ți conturezi o echipă puternică lângă tine, să aduci cât mai mulți tineri pentru viitor, pentru că aceștia reprezintă generațiile următoare peste 4, peste 8 sau peste 12 ani de zile. Ușor, ușor, cred că electoratul în Târgu Jiu se va schimba, vin generații noi, problema noastră și este cum îi facem pe tineri să rămână aici. Pentru că la cum decur lucrurile în momentul ăsta, cred că vom fi un oraș depopulat, îmbătrânit și fără viziune, fără perspectivă de viitor. Deci, asta este problema cea mai mare și nu este prima dată când discut aici la emisiune despre această gravă problemă. Depopularea, mai ales la sate, se vede deja, e vizibil, da. Se vede cu ochiul liber. Discutam cu câțiva primari tineri chiar din județul Goș, da. Oameni care de la diferite partide politice care încearcă să facă lucruri pentru comunitatea lor și unul dintre ei chiar îmi spunea, păi, nu știu pentru cine o să mai fac, pentru că la cum văd că decur lucrurile, dacă nu noi și Consiliul Județean nu ne implicăm masiv pentru crearea unor locuri de muncă, niște investiții în comunele noastre, vor fi depopulate. Adică, degeaba, nu știu, oferă o rețea de Wi-Fi gratuit într-o comună care mai avea 3.000 de locuitori și acum are 1.500, iar peste 10 ani probabil va avea 900 sau 700. Numai totuși nu cred că e degeaba, e nevoie, mai ales că dacă e să ne... Eu cred că întâi trebuie să găsim soluții prin care să ținem oamenii în comune. Că acolo e problema cea mai mare și nu în Târgu Jiu, care totuși este o reședință de județ și vin tineri din comune către Târgu Jiu, pleacă alți tineri din Târgu Jiu către marile centre universitare. Păcat este că pleacă foarte mulți tineri buni, cu perspectivă, cu viziune și cu putere de muncă, oameni capabili. Adică pleci la studii în Timișoara, pleci la studii în București sau în Cluj, dar ce facem noi ca autorități pentru a-i atrage înapoi în orașul în care s-au născut și au crescut, în județul Goș, și pentru a investi aici? Haideți, pentru că e foarte bine pic să fie școliți acolo, de profesori universitari consacrați, dar e foarte important să-i aducem noi înapoi după anii de studii. Să vorbim un pic despre dumneavoastră. Faceți politică de foarte mult timp. De 5 ani de zile m-am înscris în Partidul Mișcarea Populară. E primul partid în care am activat. Am fost președintele organizației de tineret, președintele organizației municipale Târgu Jiu. Acum sunteți președintele organizației municipale Târgu Jiu. Am conturat o echipă de tineri. Am încercat cumva să îmbin experiența
politicienilor din partid, politicienilor vechi, cu tinerețea și puterea de muncă a oamenilor noi, nepătați politic, care vor să facă cât mai multe lucruri bune pentru Târgu Jiu. Ați fost ofertat și de alte partide? Nu știu dacă pot să spun ofertat, au încercat cumva să poarte niște discuții, însă din punctul meu de vedere lucrurile au fost clare, vreau să rămân în Partidul Mișcarea Populară, vreau să fac politică în Partidul Mișcarea Populară și vreau să ajut acest partid să crească, să obțină un scor cât mai bun aici la Târgu Jiu și în județul Gorj. Atât timp cât voi putea, voi sta în acest partid, nu-mi place traseismul politic, nu vreau la fel ca alți colegi tineri, că sunt mulți colegi tineri care s-au plimbat deja până la 33 de ani prin 3-4 partide. N-aș vrea să fiu un traseist politic. Ce părere aveți despre ce se întâmplă astăzi, când la PNL se duc sau sunt luați, depinde ce parte asculți, se duc PSD-iștii în masă așa? Din punctul meu de vedere, undeva prin țară, prin unele județe, USL încă există. Oarecum și-au bătut palma PSD cu PNL și-au transferat oameni de la unul la altul când a fost unul la guvernare, când a fost altul la guvernare. Adică votând PNL sau PSD, tot acolo vom ajunge, sunt aceiași oameni care se mută. Ați văzut și acum senatori care s-au mutat imediat la PNL. Chiar am văzut o filmare cu doamna senator care în urmă cu 2-3 ani de zile îl diviniza pe domnul Dragnea, iar astăzi e mare penelist, om de dreapta. Da, asta și circulă pe Facebook, în spațiul public, o fotografie cu sigla PNL, dar cu doi trandafiri la bază. Ușor, dacă noi nu tăiem tentacul acestei caracatițe, care s-a întins, că e o caracatiță de 30 de ani, aceiași oameni învârtiți prin partide politice dintr-o parte în alta și ușor, ușor nu vrem să tăiem tentacul, să venim cu oameni noi nepătați, care nu au niciun fel de legătură cu vechiul sistem, nu cred că vom ajunge nicăieri. Că votăm PNL, că votăm PSD, că a apărut un pro-România. Ce șanse au partidele mici? E foarte greu să culegi Bob cu Bob, e foarte greu. Noi mergem în teren, vorbim cu oamenii și alegem vot cu vot, Bob cu Bob. Ei, noi umplem un lighean, să-i spun, cu boabe de fasole, una câte una, iar PNL-ul și PSD-ul ia cu plasa și doar răstoarnă. Cam asta e diferența. În schimb, avem un candidat care a demonstrat în administrație, a fost primar 12 ani la Lelești. Și am mers multă și lume pe teren. Spunea că trebuia să rămână acolo. Nu, în sensul că era un primar bun pentru comuna Lelești. Da, dar o echipă bună promovează din divizia B în divizia la un moment dat. Chiar îl întrebam, domnule, de ce n-ați mai candidat? Pentru că avea siguranța postului, fotoliu, aranjat, că bănuții, reputația domniei sale a fost făcută praf odată cu apariția acelei poze. Da, deci a avut celebre. Oarecum de pierdut. Da. A fost sabotat, cred eu, din interior. S-a întâmplat, probabil e cunoscut opiniei publice acest caz. Cu toții mai avem și greșeli în viață, din punctul meu de vedere, însă eu aș vota omul de administrație, Maria Rotaru, omul care a făcut într-o comună și eu cred că e capabil să facă și municipiul Târgu Jiu lucruri bune. Pentru că în momentul ăsta Târgu Jiu, nici măcar nu mai e Târgu Jiu de acum 8 ani de zile, care avea un singur punct bun, foarte, din punctul meu de vedere, curățenia. Mereu acum atacam, spuneți că a pierdut fostul, și... Da, deci mereu atacam fostul primar, spunând că ar fi bun, nu știu, la edilitar, ar fi bun de director, de întreținere, dar cam atât. Ei, eu acum văd o situație și mai gravă pentru noi, pentru târgujeni, în care e un oraș neîngrijit. Un oraș în care nici măcar curățenia nu mai e pusă pe prim plan. De investiții nici nu mai vorbim. Ați văzut că acum s-au început câteva lucrări, văd că peste tot, atât în Târgu Jiu cât și în țară, se lucrează masiv. Chiar am avut discuția asta cu mulți colegi de la partidul, de la guvernare, și spuneau că așa e normal. Nu știu dacă e normal ca din 4-4 ani să vină și să ni se arunce așa niște lucrări, timp de o lună, două luni de zile cât durează campania și pe campania electorală. Au amânat în ultimele, cum să spun, în unele cazuri primarii și toți cei implicați politic au amânat să recepționeze niște lucrări tocmai pentru ca acestea să fie recepționate în campania electorală. Mi se pare o crimă pe cuvânt. Dacă stai să te gândești că populația așteaptă canalizare, apă, gaze, iar tu să amâni, cum se întâmplă în multe cazuri, să amâni, să recepționezi anumite lucrări, chiar de alimentare cu apă. Pentru a împinge această recepție în campanie electorală. Ne-a spus săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii trecute, doamna Irina Cojocaru de la Bumbeș Pițic, așa se întâmplă. Da, unii colegi din politică, să spun așa, colegi din PNL, de la partidul PNL aflat la guvernare, spun că e un lucru absolut normal, e firesc să recepționăm toate lucrurile acum, să ne apucăm de lucru, acum vin fondurile. De ce vin tocmai acum? De ce n-au venit acum 6 luni de zile? Nu știu cum scapă acest aspect Uniunii Europene și Comisiei Europene. Eu cred că ar trebui să se facă niște verificări în sensul ăsta. Că e vorba de niște lucrări care ar fi trebuit recepționate în urmă cu un an, doi și așa mai departe. Și împinge această recepție practic pentru campanie, iar cetățeanul așteaptă. Spuneți-mi, vă rog, experiența dumneavoastră la Consiliul Local de la Târgu Jiu,
cum spuneam mai devreme, domnul Drăștioiu este consilier municipal, l-a înlocuit pe domnul Săvoiu atunci când a plecat acesta, când a demisionat din Consiliul Local pentru a ocupa o funcție de consilier la Transloc. Cum vi s-a părut Consiliul Local? Ce ați găsit acolo? Haos. Mă întrebau colegii mei, colegi din partid, colegi din generația mea de liceu, aflați la studii în marile orașe sau care s-au stabilit acolo, cum e să fii consilier la un municipiu, totuși de ședință de județ, chiar dacă nu e un oraș foarte mare, așa cum e Timișoara, Clujul, sau totuși suntem o reședință de județ, avem o populație destul de numeroasă, un buget destul de unicel. Am fost dezamăgit total de ce am găsit acolo. Un circ. Un circ. O bătălie între PSD și PNL, încă 3-4 consilieri asimilați, zic eu, de PSD, de la alte partide politice, și am văzut și rezultatul celor aproape 4 ani de zile, de când domnul Romanescu este primar, ce am reușit să facem pentru Târgu Jiu. Noi Consiliul Local, noi primărie, dânsul primar. Din punctul de vedere mai nimic. Deci în afară de circurile astea, văi căreli, că n-a vrut unul, că n-a vrut altul, că n-au fost de acord PSD-iștii, că n-a vrut primarul, păi eu ca și cetățean al Târgu Jiului, chiar oare sunt interesat? Cine n-a vrut? De ce n-a vrut? Care sincer, sunt? Tinerii, în mod special, care discut pe stradă, dar și oamenii mai vârstă sunt scârbiți deja de clasa politică. Și eu îi înțeleg. Deci chiar îi înțeleg, fiindcă discuși cu părinții mei, discut cu rudele mele și la fel zic, bă, ok, uite, te-ai implicat, nu m-au susținut la început. Nimeni din familia mea n-a fost de acord că eu să fac politică. Pentru că știu că e o mocirlă. E o mocirlă în care ai șanse foarte, foarte mici să reușești, fiind tentacule alea întinse ale caracatiței, poate ai mai mult de pierdut. De câștigat, din punctul meu de vedere, n-am avut absolut nimic. Nici nu-mi doresc, lucrez la o corporație. Dar nu vă părăsește speranța că veți... Eu cred că dacă în Consiliul Local în anul 2020 vor intra mai mulți tineri, fie de la PMP, fie și de la alte partide politice, putem schimba atitudinea de acolo. Pentru că, în primul rând, e vorba de educație, e vorba de atitudine și de cum ne dorim noi să construim viitor. Sunt consilier local de 12-16 ani de zile. Păi eu cred că dacă ai fost totuși 3-4 mandate, ai fi putut să faci ceva. E timpul să te retragi, să lași pe altul din partidul tău care să promoveze. Dacă vi se va întâmpla exact ce se întâmplă celor care au ocupat până acum consiliile locale, județene și așa mai departe, adică ajungând într-o funcție, sau atunci când chiar și un primar, un ales local, ajunge în această funcție cu oarecare putere, ce veți face dacă vă veți schimba așa cum au făcut-o restul? În rău, nu în bine. Majoritatea s-au schimbat în rău, că dacă aș fi făcut-o în bine, am fi avut cu siguranță alte rezultate. Se spune că atunci când ajungi la putere, deja ești cu totul alt om, da, ai alte priorități, ți se schimbă de pe o zi pe alta. Eu și din luna ianuarie, de când am ajuns. Care este garanția că oamenii tineri n-au fost, cum să spun, infectați cu ghilimelele de rigoare de o mentalitate a celor mai în vârstă? Foarte important, și din ce mediu provii, și din ce familie provii, și pe cine ai alături, și de la cine primești sfaturi în politică. Cred că ți-ai ascult pe toți cei bătrâni, tot felul cei de tentații, că da, să vă întreb. Dar cei mai mulți dintre tine ați văzut, atât în Târgu Jiu cât și în alte părți, se vând ieftin. Vin, primesc un post, se angajează la primăria asta, X, pleacă la nu știu ce companie. Întreb, da. Eu nu-mi doresc chestia asta. Am doresc să fac politică pe termen lung. Dacă îți doresc să faci politică pe termen lung, trebuie să și demonstrezi ceva. Trebuie să faci pentru oameni. Pentru că dacă nu ai rezultate, cu siguranță oamenii te vor taxa pe viitor și vei fi exclus. Te auto-exclus din politică. Să ne gândim așa, dumneavoastră veți fi exemplul bun din Consiliul Local. Cred că sunt un exemplu pentru generația mea. Sunt convinsă, dar ce vă veți face dacă ceilalți vor fi, cum am spus mai devreme, orbiți de tot felul de interese? Cred că vor fi cu siguranță în alte partide. Am încercat să conturez în jurul meu oameni care să nu aibă, să nu-și dorească locuri de muncă la stat bine plătite, să nu-și dorească funcții, să nu-și dorească să facă bani. A fost greu să găsiți? Local. Foarte greu. Haideți să vorbim despre cei care sunt în lista fost primar Rotaru, care candidează la primăria Târgu Jiu. Fost primar al Lelești. Sigur, păi probabil doriți să vă prezint primele, nu știu, 4, 5, 6 locuri. Și profesii și... Sigur. Pe primul loc se află, bineînțeles, candidatul domnul Marian Rotaru, pentru că am crezut că totuși are o notorietate destul de mare în municipiul Târgu Jiu. După care urmez eu ca și președinte de organizație Andreu Drăștioiu, consilier în funcție. Doamna Dana Grădinaru, colega mea din Consiliul Local, nu și-a mai dorit să candideze din nou pentru... În opinia mea este o pierdere, pentru că doamna Grădinaru, vă amintesc, era singurul consilier care își
nota public și, și făcea rapoartele acelea de activitate. Deci da, cred că era singura, dar colega noastră singurul rămâne consilier echipa, local rămâne care în echipa PMP a făcut Gorj, asta, da. Ne susține, va fi în continuare alături de noi și ne-a promis că ne va ajuta cu experiența dânsei acumulată în consiliul local și ca politician, fiindcă dânsa face de câțiva ani politică, rămâne alături de noi. Nu și-am exprimat dorința de a candida pe lista consiliului local, în schimb rămâne în echipa PMP Gorj. Deci este alături în continuare. După mine urmează domnul Victor Popescu. Probabil îl cunoașteți pe dânsul. Colegul vine nostru, din, vine fostul din, nostru coleg. Fostul coleg. Victor este tânăr, are putere de muncă. Un om de presă, da. Un om de business, a avut anumite business, și vine business, din mediul privat, comunică foarte bine, are anumite calități care recomandă din punctul meu de vedere. Da, a fost invitat la Narcisdaju, m-a povestit Victor Popescu de ce a ales să intre în politică. Greu l-am convins, să știți, și pe domnul Victor Popescu, pentru că și dânsul avea reținere. Ai o reținere de a face pasul către un partid politic și de multe ori lumea pune o etichetă pe tine pe care nu ți-ai dori eu. Deci nu e chiar simplu să vii, să te implici, să ajungi consilier local, pentru că toți din echipa PMP Târgu Jiu suntem oameni care au un job stabil, lucrează în mediul privat cei mai mulți dintre ei, au o situație financiară destul de bună pentru ei și familiile lor și n-au venit aici pentru indemnizația de 1000 și ceva de lei primită ca și consilier local. Ce pentru că am evitat spuneți? Genul ăsta de oameni, nu mi-am dorit alături. Ce puteți să-mi spuneți despre lista pentru Consiliul Județean? Să știm că am terminat aici. Așa, fără, vreau să mai prezint măcar da. Doi colegi, dacă da, îmi permiteți. Domnul sigur. Mădălin Mărgineanu. Domnul Mădălin Mărgineanu a venit în Partidul Mișcarea Populară în aceeași perioadă în care am făcut și o pasul către politică, undeva în urmă cu 5 ani de zile. A rămas alături de echipă, e un om din mediul privat, are undeva la 48-49 de ani, deține o pensiune, un restaurant în Straja, fără niciun fel de legătură politică în județul Gorj. Iar pe locul 5 este colega noastră Claudia Oprișe, dânsa a mai ieșit deja pe în mass media, să spun, la anumite televiziuni, deja a fost prezentă, poate o să vină și la dumneavoastră dacă o să invitați într-o bună zi. Sigur că e da. O tânără de 34-35 de ani, profesoară la un colegiu renumit din municipiul Târgu Jiu. O doamnă profesor cu doctorat în limba franceză, deci... A putea să dați numele colegiului fără nicio problemă, sigur. Sunt oameni tineri și bine pregătiți. Și altceva, în afară spune. De Claudia, care este o profesoară tânără, o doamnă educator și un domn doctor de pe lista noastră, restul persoanelor provin din mediul privat. Asta am căutat și asta aș încuraja să aducem în politica noastră. Pentru că au de multe ori aducem oameni cu experiență sau oameni care n-au mai făcut politic. N-au făcut politică, dar au ocupat funcții la stat, fiind numiți politic, de partidul X sau Y. Deci nu trebuie neapărat să fii consilier local sau județean ca să faci politică, nu? Sigur. Vreau să vă întreb... La Consiliul Județean. Da. Domnul președinte Nicolae Davițoiu candidează pentru funcția de președinte al Consiliului da. Județean. Ați participat sau l-ați ajutat să facă lista de consilieri județeni? Am discutat mai mult decât, a spune, l-am ajutat. Am discutat despre lista de Consiliul Județean. Ne-a cerut anumite sfaturi și nouă. Să vedem cine credem că sunt persoane cu notorietate, persoanele care pot să crească, care pot să aducă voturi către partid și care ne-a reprezentat cu brio în Consiliul Județean. Deci pe lângă dânsul, pe lista de Consiliul Județean se află și domnul senator Ion Rușeț, fost senator, eu spun domn senator și în ziua de astăzi. Da, se ia în calcul funcția cea mai înaltă. Da, dânsul e fost președinte de partid la nivel județean, e un om cu experiență, un om care are oameni în legături politice în județ și a adus alături de noi persoane care pot lucra pentru comunitatea din localitățile din care provin. Urmează domnul Leșu Davițoiu, fratele domniei sale. Da, a fost director. Dânsul nu și-a exprimat neapărat dorința de a fi pe lista de Consiliul Județean, fiind și candidatul nostru la Baia de Fier. Însă, sincer vă spun, oamenii l-au cam cerut. Din zonele miniere, cel puțin, oamenii care îl cunosc, l-au dorit pe domnul Davițoiu pe listă, pe domnul Leșu. Domnul Leșu... E apreciat și dumnealui cu... în complexul energetic Oltenia. E adevărat, cu o experiență foarte mare în minerit. Totuși, mulți din companie spuneau că dumnealui ar fi trebuit să-și vadă de pensie. Știți pentru cum că... e acum? Nu poți să obții un procent de 100% și nu poți să te iubească toți așa oamenii din județ. Cu siguranță primești și critici, primești și evaluări bune. Și vă mai spun doar un singur coleg, domnul David, candidatul nostru de la Motru, este pe locul 4 pe lista. Tot din minerit, directorul carierei Roșiuța. Da. Dânsul, la fel, cred că va obține un scor foarte bun și în Motru, din informațiile pe care le am, din ce vorbesc eu cu colegi, cu prieteni din municipiul Motru. Spuneți-mi, vă rog, acum, în campanie electorală, cum funcționează protocolul încheiat cu PNL?
protocolul este încheiat la nivel național, însă noi avem candidați proprii, mergem fiecare pe linia noastră de partid, ne promovăm candidații. V-ați ciocnit cu PNL-ul? Au fost ceva divergențe? Nu, în ciuda protocolului și înțelegerii de la nivel național. Eu cel puțin nu am primit din partea PNL decât reproșuri. Reproșuri cum că noi am fi primit anumite funcții în țară sau oarecum noi am fi la guvernare alături de ei. Nu, numai în țară și aici, într-adevăr. Au fost ceva probleme la negocierile? Acestea sunt negocieri. Pentru că ocuparea unor funcții chiar din complexul energetic Oltenia. N-am foarte multe detalii, nu mă ocup eu de chestiunile astea, mă ocup strict de municipiul Târgu Jiu, de organizația de aici și încerc să fac cât mai multe pentru Târgu Jiu și în Consiliul Local. În schimb, din informațiile pe care le am, aceste negocieri s-au purtat la centru, s-a semnat un protocol de colaborare, că asta a fost, e o colaborare, nu suntem la guvernare, nu avem miniștri, însă s-au primit anumite poziții pentru susținerea guvernului. Asta nu înseamnă că noi nu putem să ne implicăm în consiliile noastre locale sau nu putem veni cu un plus valoare în anumite comune și orașe din județul Goj. Adică nu văd nicio legătură. Spuneați mai devreme că atunci când ați ajuns consilier municipal ați găsit un haos. Și acum, încă haosul persistă, deci, e acolo. Dați-ne câteva... e campanie electorală, cred că fiecare își vede de campania lui, nu știu cine mai rezolvă problemele comunității. Cum se mai desfășoară ședințele? Dacă se mai țin tot așa prin... Ședințele s-au ținut, se țin foarte prin mult internet. Prin internet, în mediul online. A fost și niște ședințe extraordinare, ordinare publice. Știți că a fost și la Teatru de Vară atunci, da. Că s-au și premiat acei copii cu rezultate excepționale la examenul de bacalaureat și desfășurile clasa 8-a. În rest, ședințele extraordinare sunt pe tabletă, prin mediul online, acolo unde discutăm, votăm, supunem la vot... proiectele. A dispărut circul de care spuneați? Nu, nici de cum. Nici păi de cum mai... Că înainte erau camerele de luat vedere din acolo ale ziariștilor. Din punctul meu de vedere sunt câțiva consilieri locali care doar asta fac. Cred că contează mai mult faptele pentru mine și pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu decât vorbele. Adică circul nu te ajută cu nimic. Bineînțeles că putem avea opinii contradictorii. Putem să facem parte din partide diferite. Putem să susținem fiecare proiectul lui cât mai bine, însă important este să ne gândim la binele comunității și să votăm acele proiecte care cu adevărat ajută cetățeanul din Târgu Jiu. Și nu doar interesul partidului X sau Y, că asta au făcut cele două mari partide, PNL și PSD, s-au bătut care e mai mare, care e mai tare, al cui proiect trece și al cui proiect nu trece. De când sunt acolo, am votat toate proiectele bune pentru comunitate. N-am nicio legătură nici cu PNL-ul, nici cu PSD-ul, nicio afinitate cu niciunul. Am votat doar ceea ce am crezut că e mai bun pentru cetățean. Da, și sunt proiecte unde au apărut anumite discuții, cum că n-aș vota proiectul X al primarului sau proiectul Y al PSD-ului. Cu siguranță o să votez așa cum lasă conștiința și persoana care sunt pe străzile din Târgu Jiu, în cartierele pe unde eu circul și unde socializez cu prietenii, cunoștințele, acea persoană sunt și în Consiliul Local. Adică n-am cum să fiu atât de ipocrit încât una să vorbesc cu oamenii pe stradă, să le explic, să am o părere și când ajung în Consiliul Local să votez cu totul și cu totul altceva. Din păcate, asta s-a cam întâmplat în ultimii 4 ani. Da, eu nu vreau să fiu, să-mi pun o etichetă în acest fel. Vreau să fiu o persoană în politică care ceea ce spune și face, ceea ce promite, realizează. E bine să-ți promiți mai puține, dar totuși să demonstrezi prin fapte în următorii ani. În opinia dumneavoastră, care ar fi primele trei probleme pe care le are municipiul Târgu Jiu și care trebuie urgent rezolvate? Nu știu dacă ați citit flyerul nostru, proiectul nostru. N-am venit cu prea multe puncte, așa cum au venit alte partide în urmă cu 4 sau 8 ani de zile. Iar dacă iei acum acel flyer și analizezi și tai proiectele realizate, o să vezi că nu prea ai citit de pe pliant. Nu ne-am dorit să facem și noi asta. Am dorit să venim câteva puncte, să le subliniem. Proiecte realizabile, cu investiții și mai mari și mai mici, cu sursă de finanțare, de unde putem lua acei bani și cum putem realiza acest lucru. Dar... umblu foarte mult în municipiul Târgu Jiu, foarte puțin din colegii consilieri, în afară de campania electorală și pre-campanie, cred că s-au plimbat atât și au socializat atât când merg eu prin Târgu Jiu, pentru că eu cred în viitor. Adică nu-mi doresc un mandat de consilier și stop și la revedere, vreau să fac politică pe termen lung și asta înseamnă să mergi printre oameni, să vorbești cu oamenii și mai mult de atât chiar cu oamenii aia simpli din cartierele mărginașe. Pentru că mulți colegi consilieri se raportează doar la ce găsesc ei în cercurile lor de apropiați. În general, oameni cu influență, oameni cu o situație financiară destul de bună, oameni care sunt realizați profesional, oameni din zonele centrale, dar haideți să nu uităm, în Târgu Jiu trăiesc și plătesc taxe și impozite. Și oamenii de la Ezureni, și oamenii de la blocurile de la Artego, și oamenii din Preajba Veche, și oamenii de la Ursaț, de la Polata, unde știți că sunt probleme mari de tot. Deci trebuie să socializăm și cu ei. Am fost pe Minerilor, am fost pe Lotului. Păi nu vă spun, nu știu, sunt anumite blocuri care arată ca niște ghetouri în anul 2020.
Iar noi, nu știu, unii visează Debarcader, spuneți. Lotrului și în zona Minerilor 9 Mai. Știți bine cum arată aceste zone. Am văzut la alte partide politice, nu știu, proiecte, Mocănița, de exemplu. Da, face... e un proiect al domnului Iulian. Este un proiect, n-am nimic împotriva lui. La Consiliul Județean din partea Partidului Național Liberal. Dar spuneam colegilor din PNL. Știți traseul ăsta al Mocăniței pe unde trece? Exact prin zona aia, lotului, hidrocentrale. Ați mers să vedeți cum arată blocurile alea. Adică dacă vor veni turiști, ce o să vadă turiștii prin plimbarea cu Mocăniță? Haideți să gândim puțin mai pe ansamblu, pe ani de zile. Ce o să vadă? Merge și poate vor rezolva și problema blocurilor de acolo și a zonei. Dar nu adică cumva, păi dacă tot vii cu un proiect, hai să fie un proiect mai complex și să ne le acoperi un pic. Da. Păi, blocurile arată jalnic. Dacă o să vină turistul odată, cu siguranță nu o să mai recomande peisajul și altor turiști. Deci doar să venim cu un proiect ca să ne creadă lumea. Păi poate vor schimba traseul, mă gândesc, cine știe. Ăla e traseul pe care Haideți să revenim. Deci care sunt principalele trei probleme pe care PMP le-ar schimba în secunda 2 în care ați văzut, păcat că nu v-am adus ticul cu cele 4 proiecte ale noastre, primărie. Nu știu dacă le-ați primit. Am făcut-o în formă digitală, le-am dat către televiziune, o să vi le transmit și dumneavoastră să le aveți pe viitor. Da, mulțumesc. Am adus proiectanți arhitecți din Timișoara, am mers cu ei către cele două piețe, Piața Centrală și Piața Mică, acolo unde au existat promisiuni. Din urmă cu 8 ani de zile, așa arată, așa va arăta, acum 4 ani din nou, așa arată, așa va arăta. În schimb, noi am mers, am făcut măsurători, am cerut și un cost aproximativ de care o să avem nevoie pentru a susține aceste investiții. Ne dorim închiderea acestor piețe pentru a oferi condiții atât vânzătorilor, oameni care își vând produsele acolo, fie că sunt producători, fie că o mare parte din ei fac doar comerț. Pentru toți. Ne practic dorim condiții. Sunt mulți care fac și... Sunt foarte mulți. Acum în 2020, că vă citesc, nu este nimic ilegal atâta timp cât tu ai o firmă. Să cumperi dintr-o parte, să vizi în alta. Problema noastră este că nu ajutăm și nu promovăm deloc producătorul. Păi din cauza asta, să știți. Chiar în Piața Mare, ieri dimineață, când tot avem discuția aici, se băita oamenii, îmi spuneau producătorii, uitați-vă unde avem noi mese și uitați-vă unde cei care fac bișniță, cum spuneți dumneavoastră, au mesele. Asta e o problemă. Intermediarii, da, cumpără cu câțiva bănuți de la producători și vin în piață și vând. Bun, dar de pentru, trei ori mai scump. Pentru toți ne dorim condiții decente în cele două piețe. Ne dorim închiderea în geamul stil termopan, care, bineînțeles, vara se pot deschide la nivel maxim. Și totodată dotarea cu vitrine frigorifice acestor piețe. De ce m-au întrebat mulți? Și mese de tip vitrină, pentru că sunt acele mese tip vitrină unde producătorii, cel puțin de fructe proaspete, își pot ține marfa în bună stare, da. Și o pot lăsa și pe timpul nopții. Pentru că am văzut pe săraci oameni care și-a cireșele sau căpșunile, le bagă în niște plase din alea, niște saci, le duc acasă ca a doua zi dimineața se întoarcă cu ele. Vă dați seama câtă sunt muncă în plus. Sunt compromise deja. Da, au pierderi foarte mari, pe 50% mari. Pierdere. Și atunci ne mirăm de ce cireșele noastre de la Rugi sunt mai scumpe decât, nu știu, cireșele aduse din alt stat. Și trebuie să-i susținem. Investiții deți în Piața Mare, în Piața Mică, pentru închiderea acestor piețe. O să vă transmit și filmulețele. La fel am făcut un proiect pentru parcarea asta de care s-a tot vorbit la Ana Super 2000, pentru că atunci când am mers în Consiliul Local, în prima ședință... Cred că eram plin scandalul cu parcările. Da. Și chiar am întrebat, a venit bugetul și zic, bun, dar în buget eu n-am văzut nimic, bani alocați pentru acea parcare. Mai facem ceva, colegi, sau nu mai facem? Că nu știam vechile discuții, nefiind consilier local. Păi erau niște bani pe un proiect guvernamental, să vedem dacă mai luăm banii cu trei etaje, păi putem să accesăm acei bani sau nu? Nu. Dar unde să o construiască acolo cu trei etaje? Deci nu, ăla a fost răspunsul. Nici nu cred că permite zona, că totuși păi, zona e foarte aproape de Jiu, nu cred că o structură, chiar și metalică, permite o construcție cu trei etaje. Bine, asta o pot spune studiile. Dar la câte studii facem noi în România și câți bani cheltuim pe studii suntem de fezabilitate? La studii. Atât. Bun, și atunci am zis, hai să construim una cu un singur nivel, că de asta cred eu că avem nevoie. A fost bugetat acest proiect, a trecut prin Consiliul Local, n-am văzut nicio mișcare de atunci, adică aparatul primăriei n-a făcut demersurile necesare, cred. Deci a fost aprobat acel proiect. Da, a fost aprobat proiectul, dacă am atât. A venit și nebunia asta de pandemie, ce-i drept, unde n-am mai putut insista pe anumite proiecte aprobate, pentru că noi PMP-ul la rectificare m-a venit cu proiect pentru forarea unor puțuri la Ezuleni. Ați văzut, sunt zone în municipiul Târgu Jiu unde vara, în timp de secetă, n-au apă oamenii la apartament. Nu s-au făcut nicio ale. În toate cartierele mărginași. Am lăsat așa, am avut scuza pandemie anul ăsta. S-au dus niște bani, s-au luat dintr-o parte, s-au mutat în alta, au fost nevoie de fonduri. Dar nu cred că timp de 30 de ani am avut numai pandemie și n-am putut să construim nimic. Am făcut un proiect și pentru această parcare.
la fel cu partenerii noștri din Timișoara, arhitecți și proiectanți, o să vă prezint și acel filmuleț, undeva la peste 600 de locuri de parcare, parcare modernă, cu două intrări, două ieșiri, pasaj pietonal, pasaj pentru autovehicule. Cum ar trebui să arate viitorul Consiliului Local, în opinia dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, va fi un Consiliu Local colorat. Adică va avea mai multe formațiuni politice decât actualul Consiliu Local și ăsta nu e neapărat un lucru rău. Depinde ce formațiuni vor intra acolo și ce oameni își vor lăsa în Consiliul Local, pentru că știți că deja e o tehnică a unor mari partide să-și pună oameni pe listă care după alegeri se retrag. Adică păcălesc electoratul, din punctul meu de vedere, și aceste partide ar trebui taxate. Da, dacă nu mă care și chiar la PSD să întâmplă lucrurile astea. Mie nu mi se pare deloc normal să-ți păcălești electoratul. Da, electoratul. Sunt puși pe listă niște consilieri după care se vor retrage, vor lăsa locul altora, ei vor merge mai departe, vor... Dacă am întrerupt, mai avem și al patrulea proiect în zona CAM, undeva unde este piața Debarcader, se numește ea, deși e pus exact în zona CAM, trebuie să construim un târg de haine second hand pentru cetățenii de etnie romă, care nu-și mai pot desfășura activitatea în vechiul târg. În schimb, trebuie să ne gândim și la ei, ei trebuie să trăiască din ceva, trebuie să le oferim și lor condiții decente pentru vânzarea acestor produse, atât lor cât și cetățeanului. Da. De, spuneți că viitorul Consiliului ar trebui, dacă mai aveți ceva de adăugat la... Au, sunt atâtea că m-ați întrebat câte sunt multe, de făcut în Târgu Jiu. Nu, am zis primele trei probleme care ar trebui rezolvate. Cetățenii, când mergi într-un cartier, mi-au expus câte 10-12 rapid. Probleme din acea zonă. Subsolurile blocurilor, că nu trebuie să o lăsăm pe asta deloc balt. Deci noi, nu știu, unii candidați pentru primăria municipiului Târgu Jiu vorbesc de avioane, din punctul meu de vedere, dar noi avem o cirlă în cartiere. N-avem o alee făcută pentru cetățeanul de la bloc. N-avem blocuri izolate, în schimb facem picturi care la anul pot să dispară dacă asociația decide să izoleze acel bloc, adică niște bani aruncați, fix zero, n-am realizat nimic. Avem subsoluri pline de șobolani și gândaci. Astea sunt probleme reale, igiena cetățeanului din Târgu Jiu. Nu ai unde să te adăpostești, că de obicei în locuri de genul ăsta se, cum să zic, s-au stabilit spații în caz de nu știu ce calamitate. Nu există în Târgu Jiu, din punctul meu de vedere, asemenea. Păi, nu știu dacă o fi două, trei blocuri care sunt... Și celelalte autorități spun că există și că sunt și marcate corespunzător. Păi sunt marcate, dacă sunt pline de apă și șobolani, da. Nu știu dacă în momentul ăsta le-am putea folosi, Doamne ferește, dacă s-ar întâmpla ceva. Să sperăm că nu se va întâmpla nimic, iar noi vom rezolva aceste probleme în următorii ani. Nu știu dacă le putem rezolva în 4 ani de zile. Ce nu s-a făcut în 30 de ani, nu cred că putem veni noi aici și putem minți poporul că le vom face noi în 2, 3 sau 4 ani. În schimb, poate să fie un nou început. Iar alegerile din 2020, eu cred că pot să fie un nou început pentru municipiul Târgu Jiu. Depinde ce vor vota cetățenii și pe cine își doresc să-i reprezinte. Domnul Driștoiu, au fost câteva evenimente foarte neplăcute, dramatice chiar. Mă refer la acea fetiță umilită și bătută de către alte patru fete. Nu știu, nu simțiți cumva că infracționalitatea crește? Deci dumneavoastră, în Consiliul Local, dacă ar fi să câștigați un mandat acolo, dumneavoastră și echipa de la PMP, ați face vreo schimbare în legătură cu poliția locală? E clar că poliția locală trebuie să fie mult mai prezentă printre cetățeni. Eu mi-aș dori ca poliția locală, pentru că mulți cetățeni vorbesc despre desfințare. Asta și-o doresc. Știți bine. Sunt mulți cetățeni, domnule, n-are niciun rost. Poliția locală n-are niciun sens. Nu știu dacă e chiar așa. Dar am spus-o, poliția locală trebuie să devină o instituție respectată de cetățean. În momentul ăsta nu este. Deloc. Și ne întrebăm de ce. Probabil oamenii care au ocupat funcțiile de conducere, probabil oamenii care au avut un job în cadrul poliției locale, nu și-au făcut treaba așa cum trebuie. Și-au apărut în poze cu polițiști locali, care nu știu ce făceau în timpul muncii. În schimb, n-am văzut polițiști locali care să ajute cetățeanul. Pentru mulți mi-au zis, băi, comic, ce spui tu? Ca un polițist local să te ajute în diferite situații. De ce nu? Polițistul local e plătit din bugetul local, da? Din banii noștri, din taxele și impozitele noastre. Și am văzut și în alte state noastre, cum reacționează poliția. Trebuie să sigur că da. Dar noi, polițistul local, pur și simplu te-am gândit în municipiul Târgu Jiu, municipiul lipsit de locuri de parcare. Cam asta au făcut ei în ultimii ani de zile, să spună o amendă în geam. Au pus chiar turiștilor. Mă spuneau prietenii mei, am mers la Târgu Jiu, am parcat unde aici am în putut? Zona centrală, da. Că n-ai unde aproape de opere, și m-am trezit cu amendă. Unul la mână. Acel cetățean, în proporție de 80%, nu-ți va plăti amenda.
Și doi la mână ai pierdut Duca și municipiul. Noi ne dorim să venim un punct turistic important. Și nici nu o să mai treacă prin Târgu Jiu. Nu o să mai treacă și nici nu recomandă Târgu Jiu ca și o destinație în care s-a simțit bine. Deci n-am câștigat nimic. Opinia PMP și a dumneavoastră ar fi că poliția locală ar trebui să fie... Să fie mai implicată, să fie între oameni. În momentul ăsta nu văd poliția locală să facă altceva decât să amendeze. Deci poliția locală a fost folosită ca un instrument de către cei aflați la conducere pentru a amenda. Atât. Ați văzut, probabil ați văzut și cazul din Aleea Taylor, din 9 mai, acolo unde noi și cu domnul Lotaru fiind în zonă și discutând cu cetățenii, aceștia s-au exprimat dorința de a rezolva problema unei alei turnate, sparte, în care copiii puteau să-și rupă picioarele. Deci era dezastru total acolo. Au fost ajutați cu niște materiale de construcție și oamenii și-au rezolvat problema. A doua zi a venit poliția locală și a amendat. Pentru că au reparat acea alee. Bineînțeles, spunând că nu este legal, nu au luat autorizație de construcție. Păi chiar asta e problema în municipiul Târgu Jiu, că și-au turnat oamenii alea, au reparat-o de fapt, că deja erau alee făcute. Da, era un pericol pentru copii. E normal. Da, și totuși trebuie respectată legea. Cred că ar fi trebuit totuși... Corect, dar haideți să respectăm legea și cu acei cetățeni care nu au autorizații de construcție pe acele vile, prin anumite cartiere ale municipiului Târgu Jiu. Autoritățile locale ar trebui să se mai uite așa, să vedem câte clădiri n-au autorizație de construire. Da, sunt unele zone unde, știți dumneavoastră, sunt bazine electorale pentru ei, le aduc voturi. Sunt zone Meteor, Obrej, acolo unde nimeni nu are autorizație, nimeni nu plătește apă, nimeni nu plătește nimic. Au început să intre în legalitate sau măcar așa... Foarte puțin, Spuneau, ar trebui să primim și cei de la primărie. Ar trebui să încasăm și noi impozit de mult mai mare dacă ar intra în legalitate când vă uitați la dita mai palatele. Deci cetățeanul care... un semn că oamenii ar avea bani să plătească. Trebuie să plătească. Deci trebuie să-ți plătești taxele și impozite. E obligație. Nu doamna e... director de la taxe și impozite de la Târgu Jiu și spunea că chiar și așa au palate și nu știu ce, dar n-au niciun job, n-au locuri de muncă, n-au nimic. Se plâng că n-au bani și căuta o modalitate de eșalonare a acestor plăți pentru acei proprietari. Este o problemă de 30 de ani, de fapt, faza asta cu autorizațiile. Au fost lăsați să se și branșeze, dacă vă amintiți, și la apă. Deci autoritățile locale au fost complice. Altfel n-ar fi putut acești cetățeni să-și facă palate fără autorizație de construcție, să se branșeze la electricitate sau la apă și canal, fără să aibă autorizațiile necesare și fără a plăti acele costuri. Cum vi se pare că a gestionat acest guvern domnul Udriștioiu? Ziceam să nu uit că după tâi este unii la dumneavoastră în nume. Cum vi s-a părut că gestionează guvernul problema pandemiei, a crizei sanitare, dacă mai e această criză în opinia dumneavoastră? Două, trei puncte vreau să subliniez. Sunt 1,6 contracte de muncă suspendate la ora la care noi vorbim. Mi-aduc aminte că imediat după ce a început pandemia, a fost declarată pandemie, dumneavoastră, dacă nu mă înșel, prin aprilie, ați făcut ce n-a făcut guvernul. Ați avut o acțiune de caritate, ați donat niște măști și ați promis că veți face așa de-a lungul acestor zile, acestor... Le-am spus-o și colegilor mei, vă spun și dumneavoastră, nu ne dorim să mergem în Consiliul Local pentru acea indemnizație. Le-am spus-o colegilor, atâta timp cât vom fi acolo, cu toți bănuții ăștia pe care noi primim de la Consiliul Local, putem face fapte pentru oameni. Și asta nu în campania electorală, în decursul anilor. Am mers și am donat mâși pentru că așa am simțit eu, pentru că era șaptele o mască în farmacie și pentru că în zona mea, în cartierul în care am crescut, oamenii nu aveau mâși sau purtau o mască timp de o săptămână. Și nu găseau, practic, Nu găseau și nici nu aveau bani. Să dai 7 lei pe o mască. Lei, mi se pare. Deci, vă amintiți, așa a fost. Atât era o mască. Deci, în primele săptămâni de pandemie. Dacă analizăm bine, pentru o zi de muncă, de exemplu, ai nevoie de 2 măști. Dacă chiar vrei ca masca asta minimum 2, dacă lucrezi 8 ore. Dacă ai un salariu minim și dai 14 lei, cum erau condițiile atunci, și prezi pe o mască, nu știu unde vei ajunge. Adică discutăm foarte mult, domnule, le oferim oamenilor. A fost singura acțiune atunci? N-a fost singura, a fost o acțiune în care eu am postat niște poze pe o rețea de socializare și de acolo a preluat presa și a apărut anumite articole. Am făcut asta timp de o lună și ceva de zile în diferite zone ale municipiului Târgu Jiu. Până a ajuns să costă o mască la 2 lei. Un leu, 2 lei. Da. Toți banii pe care îi primesc din Consiliul Local îi folosesc pentru astfel de acțiuni, chiar dacă le fac sau nu le fac publice, deci nu vreau să mi-o asum. Indemnizația pe care dumneavoastră o luați tot ce primesc, acolo local. Ne-a spus-o colegilor, toți bonții pe care îi primesc vreau să-i folosesc pentru comunitate. Au venit după aia, nu știu, sărbătorile pascale.
La fel, am făcut o acțiune în care am identificat prin anumiți directori, oameni aflați în dificultate. Credeți-mă, erau oameni care aveau 50 de lei în buzunar și mi-au arătat și o oală de ciorbă în frigider și doi copii în creștere și urma sărbătoarea Pascal peste două zile. Ne-am făcut niște pachete. Ce pot și eu? Cu ce pot să ajut? Am mers la fel de 1 iunie, am găsit copii care sunt crescuți de bunică cu o pensie de 800 de roni, a căror părinți au decedat și copiii sunt atât de curați și au note atât de bune la școală încât nu poți să nu mergi către ei. De câte ori poți tu, o dată la o lună, la două luni, și să-i ajut, merg. Și ajut câte ceva. Chiar am făcut o conexiune așa, nu știu, ne-am ca puțin sentimental și aș vrea să-i sprijin. Acum, nu sunt un milionar, nu sunt un miliardar, sunt oameni cu potențial mare în Consiliul Local, în Consiliul Județean. În schimb, nu-i prea văd activ pe... Nu sunt atât de sentimental. Adică ar trebui, spuneți dumneavoastră, să fie mai aplicați când vine vorba de problemele semenilor noștri. Din cei 21 de consilieri locali, cred că, nu știu dacă mi-au venit, sunt în ultimii 5-6, ce cu siguranță, dar nu-i văd pe ceilalți. Din, ei, cred să fie aproape de oameni, trăiesc în primul rând. În lumea reală, să fim serioși. Nu, mulți dintre politicieni se învârt doar într-o anumită buclă, au legătură doar cu caracatița asta și cu tentaculele ei, se învârt doar în zona centrală, așa cum am spus-o, și nu știu problemele reale ale municipiului Târgu Jiu. Mulți nu mă cred că există șobolani gândaci și subsoluri așa cum sunt prin Târgu Jiu. Îi rog să meargă în cartiere să discute cu oameni. Nu doar în campanie. Infecție. Nu doar până în la campanie. Pandemie te omoară infecția din subsoluri. Da. Da. Spuneați că aveți două probleme cu care nu sunteți de acord în guvernarea PNL. Cel puțin două. Cel puțin două. Unul la mână. Nu poți să, nu știu, faci o crimă dacă nu le asiguri copiilor și dascălilor acele măști. Și din nou revenim la sursa asta, la bănuții cei puțini bănuți pe care i-au multe familii din municipiul Târgu Jiu, de exemplu, aici unde noi trăim, pentru achiziționarea lor. Ce se va întâmpla? Dacă tu nu ajuți, nu dai copiilor, profesorilor acea mască, sunt sigur că unii copii vor purta o mască mai multe zile. Deci sunt absolut sigur de asta. Și doi la mână, legătură tot cu învățământul, despre digitalizarea trebuie să discutăm puțin, pentru că pandemia nu a venit în luna august peste noi, astfel încât să așteptăm acum măsurile guvernului, să nu știe de unde, când vor lua tablete și cum vor digitaliza școala. Pandemia era și în luna mai, pandemia era și în luna iunie, și în iulie, avem și în august. Aproape, nu știu, 5 luni, 6 luni. Nu știu dacă ați văzut, au făcut un caiet de sarcini, într-adevăr, o să vină niște bani, atât europeni, cât și din partea guvernului, pentru achiziționarea unor tablete în zonele defavorizate. Vorbim aici mult de comune, mai puțin de orașele și din de județ. De sate, comune și așa mai departe, da. Dar criteriile pe care le-au pus ei acolo în caietul de sarcini, nu știu dacă pot fi respectate de cineva. Spuneți-ne câte ceva despre aceste criterii. Păi, era o condiție legată de puterea bateriilor pe care trebuie să le aibă cele tablete și nu există o tabletă care să încadreze în prețul total pe care îl oferă statul român pentru achiziționarea unei tablete. Nu ai de unde să o iei, indiferent de furnizori, indiferent de companie, nu poți să achiziționezi o tabletă care e cel puțin dublu la preț. Și nu știu dacă aveau nevoie copiii de o baterie mai mare sau mai mică la tabletă. E una din condiții. Iar a doua e de memoria tabletei, la fel, unde prețurile sunt mult peste bugetul alocat de stat. Credeți că până la urmă copiii vor primi tablete și măști? Sunt sigur că mulți copii, din partea foarte guvernului. Mulți, nu. Eu cred că foarte mulți copii vor primi tablete și măști din partea autorităților locale. Pentru că am discutat cu mulți primari care vor să facă un sacrificiu pe bugetul local, să achiziționeze 100-200 de tablete pentru copiii din primăria respectivă. Și cu măștile? Cum se va cred că vor, rezolva problema? Eu cred că totuși autoritățile locale, dacă guvernul nu va rezolva tot această problemă... Tot autoritățile locale, spuneți. Da, cred că cumva guvernul a aruncat-o către primării, iar autoritățile locale totuși au un buget destul de restrâns unele comune, trebuie să o recunoaștem. Chiar dacă sunt primării în Târgu Jiu cu buget de 98 de miliarde de lei vechi, care n-au făcut nimic, la fel de bine sunt și comune unde bugetul e foarte, foarte mic și trebuie să ai grijă cu fiecare bănuț pe cel cheltuiești ca să te poți încadra, mai ales dacă nu ești la unul din partidele mari care conduc Consiliul Județean și nu primești mai nimic pe la rectificările acestea de buget la Consiliul Județean. Deci nu ești ajutat de Consiliul Județean, nu ești ajutat de guvern și poți să fii autoritate locală, lăsat așa cu cetățenii tăi. Bine că începe școala în 14 septembrie? E clar că școala trebuie să înceapă pe 14, pe 15. Trebuie să înceapă școala, știți, însă nu PSD sunt... Știți că PSD spunea și de amânarea alegerilor. Cât să ne mai amânăm? Deja am amânat o dată. Și de amânarea da, eu cred că nu mai ești legitim. Au fost amânat odată alegerile locale, le-am împins deja cu câteva luni de zile. Nu putem acum să mai lăsăm mandatele încă un an de zile. Poate pandemia aceasta nu va trece nici peste un an, nici peste doi. Ați văzut ce spun experții, va continua și cred că trebuie să ne obișnuim cumva cu acest virus prezent și cu niște măsuri sanitare pe care credeți trebuie să ne luăm. Au luat toate măsurile care ar fi trebuit să se ia în această perioadă? Nu, nici de cum. Iar asta... Știți cum, pe data de 27 septembrie se desfășoară alegerile, da?
vor merge cetățenii la vot, în școli, în, da? În licee. Dați seama câtă atenție trebuie și cât trebuie lucrat în acele școli pentru a fi sigur că nu rămâne acolo, nu știu, urma acestui microb, acestei pandemii și vei avea o explozie în școala respectivă. Sunt bani pentru atâtea substanțe de dezinfectare? Nu știu, eu când mă uit la asta, nici nu cred că trebuie să luăm în calcul banii. La câți bani au fost în România în 30 de ani și la cât tau ciugulii din toate părțile? Ascultați-mă, și la ce... Da, nu sunt sumele extraordinar de mari, au mai scăzut, să știți, prețul atât pentru dezinfectați, cât pentru măști. O mască deja poate fi cumpărată cu, nu știu, 80-60 de bani. Deci la modul ăsta se cumpără o mască. Autoritățile statului ar fi trebuit să producă. Asta e problema noastră. S-a România trebuia să... Că păi s-a vorbit, dar în 5-6 luni de zile n-a putut să... Niște agenți economici care ar fi putut să-și schimbe un pic... Dar statul ar fi putut să producă, eu sunt convins. Statul de producerea român. Ceea ce făceau și să statul facă... român ar fi putut să producă măști? Ar fi trebuit să dea acele contracte pe atâția bani și... Da. Noi ne-am apropiat de final. Și repede. Da, a trecut repede. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre faptul că la ora la care noi vorbim acum, un lider sindicat din cadrul Complexului Energetic Oltenia se află în greva foamei. Nu știu dacă știți această... Am văzut această... Îl rog pe colegul meu să pună imaginea cu domnul Ion Popescu, liderul sindicatului Renașterea de la Jil Sud. A declarat dumnealui de săptămâna trecută că va intra de astăzi în greva foamei. Domnul consilier, ce părere aveți despre motivul la... este faptul că sunt încă discriminări salariale, erau și acum s-au făcut din nou atunci când au decis o oarecare majorare salarială pentru angajații acestei companii, numai că aceste majorări, spune domnul Ion Popescu, s-au dat pentru lipitorii de afișe, mă rog, este campanie electorală și s-a speculat pe asta. Un al doilea motiv este faptul că la Jil Sud au fost cele două accidente în care, Doamne ajută, n-a murit nimeni, dar au fost doi salariați răniți. Eu aici aș fi vrut să ajung, de asta m-am și pus această întrebare. Sunt, nu la... sunt bani pentru investiții, omul s-a săturat, își vede oamenii absolut neapărați în astfel de situații, pentru că domnul Popescu spune că în carierele miniere sunt pericole de moarte zilnice, se excavează haotic și fără să se mai țină cont de monografie și de alte reglementări care ar trebui să fie luate în calcul. Dacă aveți da, un sigur, scurt comentariu... Da, sigur, de asta m-aș întreba. Nu stăpâneți foarte, foarte bine domeniul CEO, Complexul Energetic Oltenia, dar de 30 de ani de zile am tot văzut numai specialiști plimbându-se de la o televiziune la alta și spunând cum vor rezolva problemele. N-au rezolvat absolut nimic. Deci asta mi-e clar. Vin dintr-o corporație acolo unde lucrurile stau altfel, ai rezultate, rămâi, n-ai rezultate, pleci, ai rezultate foarte bune, primești bani, n-ai rezultate, nu pleci. În schimb, se pune foarte mult accent pe ceea ce înseamnă în pericole de muncă. Corporațiile și-au mereu măsuri astfel încât oamenii să nu aibă niciun fel de accident de muncă. În Complexul Energetic Oltenia, cred că asta a lipsit cu desăvârșire în ultimii 10-15 ani de zile. Toată lumea a vorbit doar despre salarii, despre drepturi salariale, despre bani și despre funcții. În schimb, oamenii care lucrează în cariere sunt expuși oricând pericolului. Doamne ferește, se putea întâmpla o nenorocire. Nimeni nu se gândește la asta. Credeți că guvernul actual își face probleme de genul acesta de care discutăm noi? În momentul ăsta, nu. În momentul ăsta cred că guvernul actual își urmărește interesele proprii de campania electorală și cam atât. Au făcut niște promisiuni legate de Complexul Energetic Oltenia. Într-adevăr, s-au primit niște bănuști și dumneavoastră, dar nu cred că asta salvează situația Complexului Energetic Oltenia și implicita Gorjului. Pentru că noi, județul Gorj, în momentul ăsta, depindem de Complexul Energetic Oltenia. Vrem, nu vrem, în 10 ani, în 7 ani, în 15 ani, acesta își va reduce masiv numărul de angajați. Da. Deci asta este o situație clară. Cred că ar trebui să vedem ce alternativă găsim, ce facem, că n-am apucat să discutăm despre Turin, despre Brâncuș, despre un brand de oraș pe care noi nu-l avem, despre noi... ce dezvoltăm, despre mici investitori, despre fonduri ne europene. Ne vedem cu siguranță și în edițiile viitoare la Târgu Jiu TV. Au mulțumesc. Fost destul de multe subiecte interesante aici. Vă mulțumesc pentru participare. Tuturor o zi frumoasă, ne vedem și mâine. La revedere!